genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, mă bucur foarte tare să revin la muncă, chiar dacă e vineri, vă dați seama, am avut un concediu de vis, mi-am plinit foarte tare, să nu credeți că sunt rumbănos, am fost în Italia pentru că mai mult forțat și nu mi-a părut rău că m-am forțat, să mă mai forțați așa, stimați fiini. Da, mulțumesc Nicu, mulțumesc Stella, Nicu și Stella sunt fiinii noștri din Italia, care ne-au dus acolo un concediu și am văzut niște lucruri extraordinare. Și am văzut, ca să închei cu asta, că știu că nu vă interesează pe unde am fost eu, am văzut că nu sunt nebun. Adică am văzut și o rar de autobuz în care scrie, și l-am fotografiat, vă dați seama că am zis, băi, n-am rezistat, în care scrie la 16 și 1 minut vine autobuzul. La 15 și 7 minute trebuie să fie autobuzul în stație. Deci nu că din 5 în 5 minute, știți cum sunt ale noastre, cu transportul nostru local și județean care e varză, praf, nenorocire. Deci, toți consilierii de la toate nivelele astea poate să vină, le dau consultații gratis, deci niciun fel de problemă. N-am fost în concediu pe banii vreunei instituții, da, v-am spus, m-au ajutat finii ca să ajung în concediu, că nu sunt eu ăla bănos, dar le dau consultațiile gratis. Încă o dată mulțumesc Nicu și Stella. Bun, când am venit în țară am zis ce s-a mai întâmplat. A murit regele Cioabă, a murit un copil de 4 ani acum de curând, am prins scandalul în toi, l-am văzut și pe domnul Oprescu plângând. Domnul Oprescu, degeaba plângeți, că de fapt lumea știe că multe, multe instituții, unele dintre ele pe care le patronați dumneavoastră, adică primăria, da, și alte instituții din subordine și alte instituții sunt ONG-urile, au luat mulți, mulți bani de la buget, acum cheltuiți banii pe referendum. Ce e așa mare problemă? Și așa mare, ce, la ce trebuie să răspundem? Care? Nu, eu asta nu înțeleg. Trebuie să răspundem când, să răspundă bucureștenii, da? Eutanasiem sau nu? Băi, frați, hai mă să fim serioși, am fost în toată Italia. Am văzut oameni cu câini, nu câini vagabonzi, nu. Mergeți în Germania, mergeți în Italia, mergeți în Franța, mergeți peste tot unde vreți, voi în țările astea civilizate. Vine Brigitte Bardot să ne explice nouă că, știi ceva, tanti Brigitte Bardot, sta acolo, trăiește-ți bătrânețea, na, nu veni să dai lecții la român, extraordinar, să mor eu că mă mușcă câine, extraordinar, și eu să nu pun mâna pe ce-o-i găsi, știți, prin zonă, că acum pistol n-am, dar, știți, să mă apăr, de câinii cu față umană câteodată trebuie să ne apăr. Bun, da, și a reînviat povestea cu Roșia Montană, pentru că e o poveste, încă nu se știe cine, ce și cum. Oricum, băieții ăștia de la Roșia Montană Gold Corporation, spunem firma, că își face reclamă pe toate televiziunile, au dat bani mulți. Mulți bani au dat televiziunilor, jurnaliștilor, freelancerilor, au angajat jurnaliști, da, îi cunoaștem pe unii dintre ei ca să fie purtători de cuvânt, să facă nu știu ce campanii de imagine, să facă așa că, domne, noi suntem buni, suntem buni. O să vedem cum stă problema cu exploatarea de la Roșia Montană fără patimă, pentru că, domne, bun, este niște aur. Și nu numai aur, că mai sunt și alte minereuri complexe. Asta nu spune nimeni, știți? Mai sunt minereuri de interes național. Mă, ce facem? Îl lăsăm acolo sau îl exploatăm? Unii zic, hai să-l exploatăm. Când? Acum? Cu cine? Cu ăștia? Păi în ce condiții? Fără patimă, am adus un specialist, am aici o carte, Resursele și Mediul, da, Sigismund Duma, profesor universitar doctor, rectorul Universității Ecologice Traian din Deva, noi am discutat pe teme de ecologie întotdeauna și pentru că, bă, te interesează unde stai. Adică, bun, acum trăim noi în universul ăsta de asfalt, beton, sticlă, piatră, nu știu, bă, hai să mai aerul de unde vine? De pe care țâvușcă, știți? Că dacă ar veni pe țeavă, cred că ne-ar da aer și cu porția. Băieții care ne conduc, nu contează din ce partide, știți? Toți! Și auziți, la 524, pagina 524, resursele și mediul în loc de posfață, resursele și revoluțiile, zice așa domnul profesor Duma, rezervele de aur de la Roșia Montană sunt pe cale de a fi vândute unei firme care până mai ieri avea sediul la o căsuță poștală. Ai, nu zău.
Nu a fost luat în calcul faptul că rezervele aurifere au fost subevaluate calitativ și nici faptul că în sterilul din iazurile de decantare mai este încă mult aur. În plus, prin utilizarea în procesul de preparare a unor cantități enorme de cianură de sodiu, întreaga zonă ar fi otrăvită, între ghilimele, iar asta trebuia să scoateți ghilimele, domn profesor, că la propriu, așa, iar o posibilă valorificare turistică a patrimoniului istoric și cultural ar fi efectiv paralizată. Și la o adică, ce rău ar fi dacă acest zăcământ ar rămâne în conservare? Aurul nu se degradează diagenetic. Am avea și noi cu ce să garantăm împrumuturi în vremuri de restriște, iar atunci când tehnologiile ecologice ne vor fi accesibile, ne sunt deja, dar nu vor, băieții, că e scump, să-l valorificăm noi, în beneficiul neamului acesta, oricum oropsit de vitregiile istoriei. Vezicala moțului, munții noștri aur poartă. Tot din munții noștri, din cei ai orăștiei, ne-au fost furate valori de patrimoniu și de suflet. Unele dintre ele le-au adus înapoi, paranteza mea. Pe bani mulți, știți că trebuia să dăm niște bani, da? Și ce-i mai groaznic decât să fur sufletul și istoria unui popor? Așa încât termenul de hoț pentru asemenea indivizi este o mângâiere, iar pentru pedepsirea lor consider glonțul mult prea scump, funie, că e refolosibilă. Domn profesor, sunteți foarte dur. Eu am citit, am citit acest paragraf, citatul acesta l-am reprodus din carte. Sunteți mult mai dur cu multe alte lucruri și mulțumesc că ați adus cartea, să nu mai vin eu cu ea de acasă, o am și eu în, cu autograf în biblioteca personală. Bine ați revenit, domn profesor. Bine v-am regăsit. Din păcate, iată că suntem în competiție cu canibalismul social, pentru că ceea ce vedem noi pe sticlă, aproape zilnic, ceea ce media românească promovează cu foarte mult sârb și chiar cu un specific de mercenariat mediatic, foarte mult profesionalism, induce această stare de agitație, de răutate, iar nu de cumpătare și de echilibru, în vremuri în care iată, lumea se mișcă pe niște coordonate foarte, foarte greu de gestionat. Deci, iată, s-au întâlnit cei 8 marile puteri, n-au găsit o rezoluție. Problematica aurului, pentru că, iată, de aur este vorba, începe să fie din ce în ce mai acută și controlată de unii alții, pentru că și consumul de aur în ultimul timp a început să crească. Industria asta tehnică, tehnologia de vârf consumă destul de mult aur. Nu știu că știți japonezii, chiar dacă n-au nicio mină de aur, au o mină de aur în Tokyo. Pentru că recuperează toate piesele, componentele de la electronice și le valorific, de acolo prelucrează și inclusiv aur și platină și alte metale. Sigur, noi extragem aur de la Roșia Montană din Neolitic. Deci este printre primele zăcăminte din lume pe care le-au valorificat inclusiv dacii. Deși n-aveau o tehnologie minieră dezvoltată, dar cel puțin în zonele astea de intrare, aproape de gurile de mine actuale, sigur l-au scobit, dar au spălat foarte mult aur de pe râuri, deci aurul acesta din nisipuri. După eu au venit romanii care au luat și ei ceva aur de pe aici și nu puțin. Au fost mai organizați pentru că lucrau cu... Da, au adus minerii liri. Da? Și iată, galeria romană de la Alburnus Maior de la Roșia Montană este în picioare și astăzi. Adică imaginați ce ingineri, ce ingineri au avut de a arăta bolta aceea perfectă. Nici astăzi așa galerie nu s-a mișcat. Din păcate, noi cei de astăzi executăm lucrări miniere, inclusiv galerii, trebuie să le susținem cu tot felul de structuri, de rezistență. Ei au făcut o galerie fără să o susțină cu absolut nimic. Sigur, Roma antică, ca și tehnologie, ca în domeniul construcțiilor, rămâne un vârf al tuturor vremurilor. Podul de la Drobeta, nu l-a fost construit într-un an, nu cât timp ne trebuie ca să construim un port peste Dunăre. În vremurile astea și la tehnologiile de acum. Revenind la aurul de la Roșia Montană,
Cred că problematica implică mai multe componente. Hai să le luăm. Prima componentă este cea strategică pe care am atamat-o inițial, că e de perspectivă. E bine să se știe că aurul și platina sunt singurele metale care nu se degradează diagenetic. Asta așa au fost acum câteva zeci de milioane de ani și peste milioane de ani o să le găsim tot la fel. De altfel, nu știu că știți, platina era aruncată pe haldă de către cei care spălau nisipuri diamantifere. Se făceau din platină cercuri pentru butoaie și lanțuri pentru căruțe. Abia cât târziu de tot s-a descoperit că este metalul etern. Sigur, aurul de la început a avut întrebuințări pentru care și o culoare plăcută s-a văzut că nu se degradează, adică e maleabil. Este cel mai greu, mai greu decât plumbul, că foarte multă lume crede că plumbul este cel mai greu, aurul are cam în jur de 21% gama specifică, plumbul de 13%. Deci un metru cub de aur are 21 de tone. Un metru cub de plumb are 13 tone. Sigur, nu numai asta. Aurul, din păcate, pe acolo pe unde a fost, în lume și nu numai la noi, n-a lăsat fericire. Parcă e ca un blestem. Așa am zis titlul emisiunii, binecuvântare și blestem, dacă vă uitați pe... Și imaginați-vă că în anzi, iată câtă sărăcie este și astăzi. Iar Inca a fost cumpărat pe o catedrală, un lăcaș de cul de aur, după care a fost și executat, da? Cu ce au rămas incașii și popoarele andine? Iată, în America de Nord, în Statele Unite, cu ce au rămas? Cu ce au rămas poștii, mă rog, care mai sunt puțini dintre ei, indieni, da? Chiar și în Africa de Sud. Africa de Sud, să știi, este țara cu cele mai mari rezerve de aur și că a avut producția cea mai mare de aur în istorie. Și astăzi, acum, începe să fie contrabalansată de China. Nici acolo n-a rămas bine pentru marea masă de oameni, pentru unii, bineînțeles, că a rămas pentru buri, pentru englezi, pentru albi și acum mai nou văd că mai beneficiază și ceva, de ceva bine și ceilalți. Dar la noi e... Munții noștri, cum spuneam și acolo, munții noștri aur poartă. Deci s-a extras aur de... S-au construit capitale, orașe, imperii. Adică au preluat aurul din munții ăștia, din istorie vorbim, nu numai, de la romani și până în zilele... Inclusiv rușii, știți bine, prin șovron corții cât aur au luat de la noi, din munții noștri. Și noi cu ce am rămas? E, mă tem că vom rămâne în continuare tot cu ce au rămas și înaintașii noștri. Sigur, se vorbește de componenta socială, care sigur că este importantă. La conferința de la Cluj m-am întâlnit cu profesorul Ionel Haidu, președintele Academiei. Și am discutat și cu dânsul. Dânsul a analizat uzina, partea uzinală, eu am fost cu partea de suprafață de rezervă. De la exploatarea asta? Da, de la Roșia Muntană. Și mi-a spus, doamne profesor, acolo va fi o uzină superchimizată, în care nu o să vedeți niciun moț. Vreau să fie eventual bucătărese, șoferi și cine știe ce pasnici. Da? Asta este o chestiune. A doua chestiune... Deci locuri de muncă nu. Vor fi, dar ți-am spus. Cam... Așa. Da. Bun. Câți ani? 16 ani. Nici măcar 20? Nu, și atâta este proiectul. Și după 16 ani cu ce rămâi? Da? Bun. Asta e chestiunea strategică, hai să spunem, cu implicațiile ei sociale. Da? Chestiunea tehnico-tehnologică, legată și conexată și cu componenta, hai să spunem, economico-financiară. Dacă mergi tu firma, indiferent cum te cheamă, că te cheamă Gold Corporation sau indiferent cum te cheamă, și te duci în Africa, în Zimbabwe sau în Côte d'Ivoire și vrei să priei un zăcământ aurifer. Da? El a fost reperat prin măsurători geofizice, din satelit sau din avion sau din elicopter, să știi că în acel perimetru există aur. Tu concesionezi acel teritoriu, vii și faci prospecțiunile, deci cobor jos pe teren, da?
faci explorarea preliminară, faci explorarea în detaliu și îl și pregătești pentru exploatare. Faci drumuri, faci tot ce trebuie. Infrastructură. Okay. Absolut. Asta costă bani. La Roșia Montană nu mai faci nimica prea cucernice. Păi este cine? Cel mai ieftin... Nu spuneți mie, spuneți lumii. Este cel mai ieftin aur din lume, ca și costuri. Deci nu mai ai nicio cheltuială. Pe dumneavoastră crezi că de chiar de nebuni au investit ei în câteva drumuri pe acolo și au cumpărat și au făcut niște case pentru deci sărmanii de acolo. Investiția în infrastructură aproape zero. Deci au investit deci ceva. Deci eu ți-am explicat. Așa, vrei bun. Să exploatezi aur? Ce trebuie să faci dacă mergi într-o țară din lumea treia? Bun, numai puțin. În și lumea acolo, treia. Important, așa. Redevența minimă este 14. Minim redevență în Côte d'Ivoire este 14, iar în Zimbabwe este 16%. Iar noi ne bucurăm că avem 6. Cam câștigat 2%, de la 4 la 6. Păi, suntem țară de proști? Da, suntem Zimbabwe. Sau de vânduți? Păi, nu suntem Zimbabwe? A, mă rog. Nu știați că așa... A? Asta este o chestiune. A doua chestiune care este geoeconomică. Așa. Rezervele de aur, cum spuneam și acolo, așa. Au fost subevaluate. Sunt cel nu numai 240 de tone de aur cât se vehiculează și 1100 de tone de argint. Sunt aproape duble. Și alte metale? Pe lângă aur și argint, mai avem wolfram, mai avem vanadiu, mai avem indiu, mai avem germaniu. Toate sunt metale foarte, nu rare, foarte, foarte rare și ceva cadmiu, care sunt metale conexe. Iar acea superuzină, superchimizată, va valorifica orice. Orice. Pentru că va fi o uzină în care cianurația se face pe flux. Înainte se făcea un fel de quasi-cianurație pe flux și se obținea un concentrat de pirită auriferă care se prelucra cianurația efectivă, se făcea la Baia de Arieș. Tot așa, într-un spațiu foarte ermetic închis, da? Iar acum consumul de cianură este enorm. 300.000 de tone de cianură. Și bine să rețineți... 240 de tone de aur. Fii sigur că v-am spus în cer... Nu, zicem datele oficiale, că da, nu știm ce e în pământ, da. Și în zicem plus, așa. În okay. plus, în iazul de decantare de la Gura Roșie și cel de la Valea Săliștei, este încă foarte, foarte mult aur. De ce? Pentru că fosta uzină de la Gura Roșie era o uzină veche, un model rusesc din prin anii 60-50 și... Utilajele erau, deja nu mai funcționau ca lumea. Eu țin minte că frecvent, fie se lua curentul, fie se rupea o curea la o celulă, fie nu era motorină să asigure fluxul continuu și rămâneau celule încărcate cu concentrat aurifer. Dacă le lăsa să stea încărcate, se cimenta. Ca să nu se cimenteze și să poată să fie reluat fluxul, le spălau cu apă și tot concentratul ăsta mergea, unde crezi dumneatale, în iaz. Da? Deci, practic, acolo avem zăcământ după zăcământ. Zăcământ după zăcământ. Și vor vă spune că nu o să le scape, că e gata scos, e și măcinat. Da? Așa. Ce este iarăși dureros sub aspect politico-social? Este că Băvala Roșie, nu știu dacă dumneavoastră știți sau nu știți, de o vreme încoace bântă e o boală profesională. N-ați auzit, nu? N-auziți la știri, vă rog. Da, n-ați auzit. Se cheamă dolarită. A. Și care este și molipsitoare. Aoleo. Știți? Deci, domn profesor, nu știți cum să facem să ne lovească și pe noi boala asta? Boala asta, da. Este molipsitoare și s-a transmis până pe codonate altele decât în zona asta. Oh, oh. Da, meridianul XY și paralela. Nu, dar știm. Da. Deja se știe, nu, se vede cu ochiul liber, știți ce se întâmplă. Văd, eu când am venit în țară, bun, am intrat pe internet, am zis, bun, iară iasă 23. Am văzut acolo câțiva care protestează. Ideea e
frumoasă, că protestez, că nu știu ce. Eu mă întreb în felul următor. Când vom avea, că avem instituții, avem așa, încă sunt șocat de străinătate, adică toată lumea e în ordine ca să nu-și ia amendă. Acolo nu te joci că să negociezi cu polițistul, că hai că-ți bag 100 de euro în carnet, cum am auzit povestea, un sărac, un român, mi-a povestit câteva povești, șofer, vă dați seama, șofer de tir, a zis, bă, în România, cumperi ce vrei tu aici, mă duc în vârful cauciucurilor, că dacă mă prind ăștia, dau banii de nu se poate. Deci, avem așa. Avem pentru poliție DGIP, aia, internele noastre, da? Informațiile interne de la poliție. Foarte puțini polițiști arestați, condamnați pentru mită, abuz în serviciu, etc., etc. Deci, bun, numai când urlă televiziunile, când se face așa, bun. Avem foarte puțini români amendați pe bune pentru anumite. Avem foarte puțini politicieni acuzați de trădare națională. Și e un cuvânt de care nu mă feresc, pentru că stai și te uiți în jur și nu-ți vine să crezi ce se întâmplă în România și vezi că acolo, de exemplu, în Italia, de exemplu, fine, se duce unul și zice, bă, vreau să scriu un denunț. Bineînțeles că ți-o furi, dacă denunțul este fals, e bai. Dar te duci și polițaiul zice, ce dorești? Vreau să scriu un denunț. Scrie aici tata. Vecinul meu ține doi cai și mă deranjează mirosul. Vin ăia, văd care-i treaba și zic în felul următor, dacă nu vreți să ajungeți la judecată, dați cai, scăpați de ei. S-a întâmplat în Italia, într-un sat, deci unde am fost? A zis, doamne, mi-a făcut un vecin un denunț, la revedere. Deci nu, nici nu se discută, nu că o fi, că o pății, că negociezi tu cu legea, cum fac ăștia, sau că faci lege pentru o anumită corporație. Bun, nu idealizezi Italia, pentru că au și ei problemele lor, cum ar fi. Dar, domn profesor, parcă la noi e prea greu. Ne-am apropiat de pauza publicitară și cu voia dumneavoastră iau pauza publicitară și revenim că ăsta e răspunsul, știți, dolarită. Dolarita îi lovește numai pe unii, știți, care ar trebui acuzați de trădare națională. Pauză, stimați telespectatori, că tot am venit din concediu și revenim. Am revenit în direct, stimați telespectatori. Știu că vă pregătiți de meci și că vă uitați cum se bat ungurii cu jandarmii, mă rog, suporterii maghiari, ca să zicem frumos, da? Așa că nu, ungurii sunt ok. V-am spus eu care e diferența dintre unguri, români, germani și e termenul ăsta în limba maghiară, da? Care, cu care pe unii din care nu au țară, îi jignești, știți? Deci bozgori. Bozgori sunt și români, bozgori, da, și de toate națiile astea, știți, fără țară, bă, că aia n-au. Ce fel, eu băgam acolo efective duble de jandarmerie. Să-i bate și pe români și pe unguri de numai. Dar aș desfința fotbalul ăsta, că și așa e, ia ăla 100 de mii de euro salariu sau transfer de 20 de milioane de euro, nu știu. Ăștia-s bani spălați pe față, schimbam telespectator. Ce face ăla? Dă cu piciorul minge. Și dacă dă ce? Că ce? Știți? 20 de milioane sau și a mașină de nu știu care. Nu, poate să fie o defect, știți? Bun, 16 ani de exploatare, superchimizată, redevență mică, ce ați mai zis? Subevaluare, 300 de mii de tone de cianură în urmă, mult, mult aur care se poate scoate din iazurile de decantare care au rămas în urma prelucrării de-a lungul timpului și unde mai sunt multe tone de aur, probabil, că știm cum se lucrează. Cum s-a întâmplat la combinat la Hunedoara, știți? Scoteau ăia când era o șarjă și rebutau o șarjă, ceau, dă-i drumul pe haldă și căutau ăștia, au trăit foarte bine din valorificarea restului. E bine de știut că tot ceea ce este în subsol este patrimoniu național. Este avutul nostru al tuturor. Nu sunt de acord. E avutul lor, lor care ne conduc, că eu nu beneficiez. Și am să vă dau un exemplu dintr-o țară civilizată care este pe locul întâi în Europa și pe locul 3 în lume, că a venit pe cap de locuitor. Țară relativ săracă. Relativ săracă. Și o cheamă? Norvegia. Regatul Norvegiei s-a judecat 20 de ani cu regatul Marii Britanii.
pentru rezervele de petrol și gaze naturale din Marea Nordului, unde au două zăcăminte mari, Ecofisc și Edelfisc. E bine să știți că statul norvegian n-a dat nimănui să exploateze acele rezerve. Au zis, facem noi. Și fac ei. Și la sfârșitul fiecărui an, în buzunarul fiecărui cetățean al Norvegiei, intră o sumă de bani care provin din exploatarea acestor rezerve ale lor. După ce se plătesc toate cheltuielile? După ce se plătește tot, așa au ajuns că ei n-au decât, v-am spus, aceste două zăcăminte de petrol. Sigur, mai construiesc pescadoare și pescadoare oceanice. Pescuiesc, bineînțeles, mi-au ceva pe lucrarea lemnului. Și atât o țară care nu mai are altceva. Deci se peruc întâi în Europa. A depășit Luxemburgul. Stați puțin. Iar noi am vândut așa rezervele de petrol de pe platforma continentală, da, a Mării Negre, înainte de a fi câștigată, dacă și fi câștigat Orescu sau cum îi cheamă, da, procesul. Deci, întrebare. Păi ce întrebare? Stați așa. Ce păstori avem? Fac și eu o comparație acum, pentru că sunteți de specialitate și Japonia, cred că Norvegia, cred că e mai bogată decât Japonia. Comparativ ca resurse. Totuși. Da, că are petrol. Japonia n-are nimic. Japonia n-are nimic. Absolut, decât oameni. Are oameni? Harnici. Am înțeles. Păi și noi și avem. Și corecți. Păi și noi avem oameni. Cinstiți. Și cinstiți. Dar și noi avem oameni. Și ei au micadou. Harnici, corecți și cinstiți. Ei au micadou. Nu ce avem. Păi, nu vedeți? Da. Sus ăla, jos ăla, hai să dăm, hai să facem, plâng ăia la televizor, că vai! Haideți să revenim la oițele noastre galbene. Da. Galbene? Galbene, da, care aurifere. Sigur, de bine de știut că raza de influență a polorii cu cianură este de 250 de kilometri pătrați la un nivel înalt de poluare, deci toxicitate efectivă, iar la un nivel de toxicitate medie este de peste 2000 de kilometri pătrați. Adică vine și la noi. E o formă eliptică, pentru că știți bine, bat vânturile dinspre vest și o întind încolo până se podișul Transilvaniei. Numai puțin. Iar ionul cian se menține în aer 24 de ani după ce pleacă ei, după cei 16 ani cât ei exploatează. Deci, haideți să ne lămurim. Deci, bun, 250 de kilometri pătrați. Da. 250 de kilometri pătrați, e poluare mare. Deci mare. Acolo nu o să crească nici măcar pirul. Da? Pentru că ce se întâmplă? Cianura se depozitează în iaz. Așa. Partea de suprafață este transformată de lumina solară, o parte din ea, cu timpul. Așa. Dar vântul vine mereu și dislocă și aduce alt material proaspăt și alt material proaspăt, pentru că e pulbere. Iar acolo nu crește nimic. Bun. Pentru că cianura este o travă, efectivă. Bun. Imaginați-vă că iazul care se va construi pe Valea Corni, în Amonte de Abrud, va avea un baraj de 178 de metri înălțime. Un bloc cu câte etaje, părinte? 70? Să tot fie. 7 ori 2? Ori 2, da, 70 de etaje. Atât va fi de înalt acel baraj, iar suprafața iazului va fi de peste 600 de hectare. Și ce este interesant, că unul din versanți, versantul stâng al Văii Corni, e construit din material fragil, din roșii necimentate. Am înțeles. Luăm un prim telefon, că domnul Dan Neacșu, bine ați revenit la emisiune. V-ați fost dor de mine? Da. Vai că mă bucur că mi-a fost prostă și eu. Vedeți-o la televiziune, unde doar am TV Deva. Vă rog. Aude Roșia Montana, Brut, Corna, vai ce mi-e drag acolo, oameni adevărați, oameni, chiar dacă țărani, zumnoși, ce să spun, maică-mea de la Cisiu de Mureș,
mătușa mea s-a mutat acolo că s-a mutat cu polițai, spunea Bogdan al polițaiu, deci vreau să spune de Roșia Montana mi-i drag acolo, de alița, într-adevăr, care e întrebarea mea? Vă rog. Care e deci, tot aud că vine să se numește tu, se zice, pe tu aurul ăla, așa, care era crește de cocoș pe vremuri, că se da de pe cetatea Devei. Așa. O veni romanii adunat și o veni Maria Tereza cu patru ingineri din Italia. I-au făcut redeschizionele miniere. Da, și puneau căști de la bătrâni. Așa. Puneau lemn acolo de ăsta, de brad, se temperatură înaltă, că nu era picană și arunca cu apă. Și da, se crăpa cu dalta. Așa se deroga. Așa, bun. Am dreptate, domnul doctor. Da, da, da. Așa, întrebarea mea, dacă tot ne văicărim așa, că totdeauna am avut de cazuri cu ungurii și românii, pentru că eu când am fost copil erau ruși acolo, așa e, domnul doctor? Erau ruși de la Estergon, de la Becheșova, de la Seged, lângă... Tot ziceau că nu sunt, că sunt ruși acolo, acum sunt americanii la noi. Așa, da, da, da. Altă problemă, acum tot ce o să vină că sunt așa. Care e întrebarea? Mărie cu altă părărie. Așa, întrebarea că dacă tot amânăm, am înțeles că se pitează asta după 50 de ani, 70 de ani. Ce se întâmplă? Adică vinem ca o pereche de chiloți Aurora sau cum? Nu, că asta spuneam la începutul emisiunii. Păi, nu știu că l-am văzut acum după pauză. Deci pauză, nu se degradează, rămâne așa încă 500 de ani. Dacă și noi milioane de ani acum. Bun, eu zic 500 de ani. Păi asta aș spun, că dacă amânăm ne dau cu 70 de ani, dăm servicii 70-50 de ani, după aceea zici acolo. Nu, nu, 16. Eu am pornit de unde am plecat. Eu nu știu, nu știu, că acum ideea e și peste 1000 de ani, că doar nu murim, să zic așa. Deci întrebarea asta e, adică e bine să semnăm pe locul de muncă de acum numai sau peste 16 ani iară cumpărăm țigări de la America, de acum. Păi cumpărăm și acum, cumpărăm și peste 16 ani și cât vrei vor ei. Bine, alea sunt fabricate la noi, nu stai cu adevărat. Domnul Dan Neacșu, vă mulțumesc pentru... erau cu droguri ca să... Păi, la da. Revedere, mulțumesc că v-ați ascultat. Toate bune, vă mulțumesc domnul Dan Neacșu. Apropo de galiță. Așa. Apa asta roșie care se vede nu numai la Roșia, că îi spune roșie, da, dar da, îi spune da, și Valea Roșie, Roșia, da, da, da. Și din alte mine. Ea are oxizi de fier, dar ce are care e sigur mai grav este că are o componentă de acid sulfuric, are pH-ul foarte mic, pentru că sulfurile ele se degradează. Clar că se degradează. În afară de aur și de platină, doar de se degradează. Cupru trece malachit și nazurit. O să vedeți și pe statui culoarea aia verzuie albăstrui sau pe lacurile de la Roșia Poin, o să vedeți culoarea albăstrui verzuie. Zincul trece în smithsonit, iar plumbul trece în ceruzit. În carbonați care se duc în Marea Cea Mare. Aurul v-a spus și cu... și platina și parțial și argintul. El mai calaminează argintul. Deci galița aceea, ca să-i termenul local aici, așa, din Apuseni, are pH-ul foarte, foarte acid și se poate rezolva foarte simplu cu var. Deci se bagă var în apă? Se introduce var în apă și pH-ul se rezolvă, iar oxizia aceea se rezolvă prin repezișuri sau prin mini-cascade, prin oxigenare. Și atunci apa se oxigenează, preia oxigen și trece, rămâne un fel de mâl. Și apa se curăță. Deci nu e asta chiar așa o problemă dramatică, dar trebuie cineva să se ocupe, sigur că da. Trebuie undeva apa, un timp bine, să fie dozată. Păi nu, știți că avem o direcție, dar nu există. Există pe hârtie și da, sunt da. Oameni care au bani, direcția apelor, deci te taxează direcția apelor de tot. Și da. Cei din la închidere de mine și alții au bani, dar nu le... Da, știți, da. Ca și cu câinii vagabonzi. Ăștia ne-au câini. Da, dar ne omoară da, cu apa, știți? Da, așa este. Adică în momentul în care merge știți apa produs... Și câinii vagabonzi, așa? Când nu au apă, sunt foarte nervoși. Ca și omul, să știi că e mult mai nervos omul când e setos decât atunci când e flământ. Ei imaginați în București, vara pe căldurile acelea și oameni nervoși în jurul lor și fără apă, sărmani, sigur că devin agresivi. Am trecut la câini. Bun. Deci, revenind totuși... Revenind la ce rămâne după, bun. Vor să scoată aurul. Mă, să-l scoată, asta este. Bun, e o afacere proastă pentru statul român. Mă, luați-l și duceți-l. Proastă. Dezastroasă, ziceți. Stați puțin, părinte, că nu e chiar așa. Nu e chiar așa, luați-l.
Domn profesor, rețineți, așa... aurul Orsten Banca Națională, așa, care nu are capacitate de a-l păstra, după cum l-am auzit pe guvernator, ori stă în dealul de la Cetățuie sau de la Valea, de la Valea Cornii. Înțelegeți? Sau de la Cetate, sau de la Cârnic. Bun, de acord, dar haideți să vă spun ceva. Și în plus, noi avem foarte mult aur, să știți, în Apuseni. Mai sunt încă cel puțin vreo 11 zăcăminte. Bun, care au deci nu e o problemă că n-am mai avea. Hai să-l dăm și pe ăsta. Și de ce să nu-l... Stați așa, e un dulces tonul. Mă costă bani mulți ca să-l pun în exploatare. Numai puțin. M-ați înțeles, este cel mai ieftin aur deci din fost... lume. Pe înțelesul tuturor. Da. Că românul e orice, numai... proznui. Deci am văzut pe românii noștri... Le-am trimis și lui Boxe, știți? Și lui Băsescu le-am trimis un articol la care în engleză care a apărut. Așa? Și după Boc a fost profesor la... La universitatea la dumneavoastră. La noi, da? Și au cam întors-o un pic. Nu știu că ați remarcat că au început să dea puțin cotită când și-au dat seama despre ce este vorba. Ei nu sunt nefiind specialiști. Și probabil că nu au nici consilieri. Sau chiar dacă ar avea consilieri, vor fi și bolnavi de... Nu sunt bolnav de dolărită, sunt bolnav de prostială. Că dacă stai și te uiți funeriu, lăzăroiu, stai și te uiți ce consilierea... Nu pe domeniu, adică nu are sens. Adică nu. Sigur. Nu discutăm. Acum, mie mi s-a rupt sufletul să se dea în condițiile actuale. Adică și mai este încă o chestiune, părinte. Așa. Există tehnologii ecologice pe bază de tiosulfat, de tiouree, de clor gazos, da? Care nu sunt o travă. Dar sigur sunt puțin mai scumpe și trebuie făcute încercări de laborator, încercări fază pilot, fază semi-industrial, să vezi care din ele se pretează. Durează timp. Nu durează timp, durează nici câte o jumătate de an, o jumătate de an, nu durează. Laboratorul durează câteva luni, o lună, două. Celălalt iară, nu durează mai mult de o jumătate de an. Deci s-ar putea și fără cianură, spuneți dumneavoastră. Păi n-au interes că așa e mai... Pentru că cianura este cea mai ieftină. E cea mai ieftină și cum să vă spun eu, dar dacă au bătut palma, știți cum era... Păi, vedeți, aici băi, i-a mai scăpat cine de câteva milioane de aici români. Aici e chestiunea. Știți că unii s-au cărat, s-au dus. Dar venit cineva și mi-a spus, dar și în Suedia și prin Finlanda, dar sunt în Laponia acolo, de nu sunt spații locuite cu oameni. Deci ei folosesc cianură, cum să vă spun, nu pe fluxul industrial, cum foloseam noi înainte. Obțineau concentratul de pirită aurifer, obțin deci de pirită auriferă și pot mă duc și îl cianurează. Că una este, nu știu că m-ați înțeles, nu prea înțelegi bine, una este să distribui, să dozești cianură pe o masă minieră imensă, da, de cicei din deal. M-ați așa înțeles? După ce o macini bine niște mori din astea mari, așa, da, cu bile, și alta este să dozezi cianură pe un concentrat care reprezintă a 10-a parte. M-ați înțeles? Din masa minieră. Bun, randamentul e altă, e altă, dar ei vor să scoate repede și tot. Repede și tot. Și ce mai e pe lângă el? Și ce mai e pe lângă el? Aici e chestiune. Bun. Deci asta este un minus. După 16 ani, ce fac moția? Chiar oricum nu v-am spus. Nu, i-am văzut pe moți, stați puțin. I-am văzut pe moții ăia... bolnav de dolărită, era tantea aia care croșetează. Da, eu cunosc un primar de acolo care acum câțiva ani când m-am dus era foarte protiv. Da. Protiv, știți ce, da? Protiv. Iar acum e pentru. Da. Păi știți, da, să fiu un flacontul sau nu știu. Eu am văzut în schimb, deci ar trebui să o dea afară pe doamna aia care vine și e cu lacrimi în ochi. Știți stilul Oprescu? După ce a murit un copil de 4 ani. Oprescule, ai noroc că nu-i copilul meu. Mare noroc. Nu mai stăteam la discuții. Așa, preot cum sunt. Nu mai pot. Deci nu, tată. Până la anumite limite. Da, eu sardelean, îndur, înghit. Nu, până la anumite limite. Mai vorbesc că a ieșit pe bursă. Și tantea aia înjura pe tantea care apare la... Că zice, eu croșetez, n-am loc de muncă. Și o întrebau activiști ecologiști, au filmat-o. Mamă, ce cuvinte! Deci
o pițipoancă nenorocită. Pe ăia de la Roșia Montană Gold Corporation. Pe cu asemenea antireclamă, deci pe cuvântul meu. Ce aș plăti o tribă. De ecologiști, de neecologiști. Sunt chestiuni numai complexe. Mai am 5 minute. Domnul Dan Neacșu, foarte scurt, dacă ați revenit cu telefonul. Vă rog. Da. Da, adică eu nu cred că spun o prostie acum. Vreau să spun că viața acolo, domnul doctor, e foarte greu. Una să citim din cărți și una să... Eu acolo vezi munte, numai munte și un petec de cer. Frig un pic, nu crește cartoful, adică numai picioci și boabele, cum spune ei, și var, nu cred, că de-aia zice moț, mai cu moț. Că Maria Tereza a dat că a fost zonă defavorizată și de-a vrea moțul ăla, că dacă venea cu lingul de lemn, nu plătea taxe și impozite la piețe, înțelegeți? Da. Deci eu cunosc că nu născut acolo, dar mi-a fost drag acolo, că parcă n-aș fi născut acolo. Da, da, eu vă întreb, e o soluție. Domnul Daniacu, vă întreb pe dumneavoastră. E, da, credeți că e o soluție? Să... E foarte grea viața, vă spun eu. Bun, de acord, aia știm. Foarte grea e viața în toată și România. Și nu mai complete dacă mă pun pe dat. Bun, deci vreau să vă întreb așa. Credeți dumneavoastră că în condițiile în care ni le pune acum pe masă guvernul, e o soluție să exploatăm acum, în condițiile astea? Acum și așa. Da sau domnilor nu? Domnilor și doamnelor, eu îți de acord dacă pentru interesele noastre, dar dacă pentru interesele de burghezi din ăștia care nu mai știu cu ce să le fraierească și ne pun șiretul cu miere la nas ca la șoarece, nu-mi convine. Bun, hai să vă întreb altcumva. Ne-au pus sau nu șiretul cu miere la nas ca la șoarece? Păi cred că ne-l pune, că ăia de acolo nu știu tinerii ce înseamnă, că eu cunosc acolo pe vremuri, vă spun sincer, păi cunosc și... oameni de calitate și acum tineri care nu știu cu ce să mănâncă. Am înțeles. Deci răspunsul este nu. N-au bani, lumea acum vine după bani, nu mai știe. Că eu știu, doamne, veneau la lunea, mergeam la brud, la târg și cu lingul de rău și vaia. Mai am două minute de emisiune. Mulțumesc pentru telefon și pentru punctele de vedere, domnule Daniacu, și ne revedem luni și atunci pe altă temă. Bun. Domn profesor, în concluzie, deci dumneavoastră ziceți că suntem păgubiți acum. Nu păgubiți, foarte. Deci chestiunea este numai că multă lume sigur se agață de chestiunea ecologică cu cernura. Problema este efectiv de vânzare, de trădare. Aici este. Vânzarea bunului național pe nimic. Asta e cel mai grav lucru. Înțelegeți? Adică ăia din Zimbabwe și din Côte d'Ivoire au redevență de 14-16% și trebuie să mergi în junglă ca să-l găsești, mă rog, să-l omologhezi, să-l știi și ai cu cine ai de-a face, vezi parametri calitativ și cantitativ. Și aici vine numai și încarcă cu excavatorul, cu utilaje, cum se vine cu utilaje, sigur, foarte moderne, pe calculator, totul, da? Pe care nu se lucrează moții, da? Și îl ia din deal și îl mută pe o bandă, îl mută în vale, în uzină, într-o uzină chimică în care să lucreze numai ingineri, dar nu orice fel de ingineri. Foarte, foarte buni specialiști în chimie, în tehnologie, în preparare, în toate astea. Iar v-am spus, moții, o să mai ne întâlnim peste ani de zile, o să lucreze bucătărese, ceva șoferi, dacă se pasnici. Face că s-ar putea să... Nu, dar s-ar putea să da și atunci, oricum și așa... Nu s-a pus nimeni, dar după 16 ani, ce mai face țața Leana? Că rămâne cu ea după... Eu atunci am de gând să Cornii, ăla va fi efectiv o bombă. Nu numai că e încărcat cu atâta cantitate enormă de cianură, dar se poate surpa oricând, se poate răbuși. Cine știe când americanii în 93 au avut un baraj mai mic, mult mai mic decât ăsta, au murit 25.000 de oameni pe Valea Alamosa. Ne amintim de Certej? Vreți să ne amintim de Certej? Și Certejul. Bine, domn profesor, mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru concluzii și vă mai aștept, pentru că nu o să se termine acum. Deci va mai fi așa. Eu propun ceva, stimați telespectatori. Dacă se mută Ponta cu familia lui și toți cei din guvern acolo, să-și ia acolo o casă de vacanță și să stea minim 3 luni pe an. Că sunt politicieni și să nu se ducă în vacanță nu știu unde pe la mare. Să-și ia casă de vacanță la Roșia Montană în vecinătatea Iazului. Dar să se ducă să bea apă ei, copiilor, nepoților de acolo. Eu sunt de acord. Ne revedem luni. Luni discutăm despre bursa de turism. Turism în condiții, vedeți, complicat. Bursa de turism cu domnul Cosmin Joițoiu, director ADH. Ne revedem luni. Nu plecați nicăieri pentru că
Știu că e meciul, da, o să fie și meciul, dar până atunci e punctul pe I, da? Și după aia e Top News. Da, punctul pe I cu Ionuț Drăgotesc. Deci, rămâneți alături de noi, pentru că e foarte important, nu scăpați emisiunea de după, e un pic de publicitate așa, până se schimbă studioul și așa. Rămâneți alături de noi, ne revedem luni, toate cele bune!